După doar 5 ani de activitate, rezultatele obținute de practicanții de caiac de la LPS Cetate Deva au ecou. 6 sportivi pregătiți la baza nautică de la Șoimuș de către profesorul Alexandru Mureșan, fiind convocați la loturile naționale de juniori și cadeți. Acest lucru face ca Deva să ocupe o poziție meritorie pe harta caiacului din România, o disciplină sportivă care a adus numeroase medalii olimpice, mondiale și europene țării noastre. De prin 2015, să spunem, lucrăm la a pune, să zic, Deva și Șoimușu pe harta caiacului românesc și am reușit acest lucru fără să mai nasc invidii suplimentare, însă chiar suntem bine plasați, cel puțin la momentul actual, pe harta caiacului românesc, evident la nivel de juniori și cadeți. La juniori, acum când vorbim, am avut și anul trecut, avem 2 sportivi, o sportivă deosebită, Nadia Haidar, și de asemenea un tânăr, Săicianu, Răzvan, un grup de 4 sportivi, alți 4 sportivi de-ai noștri vor fi convocați de asemenea în pregătire centralizată cu lotul național. Practic avem 6 sportivi. Pe lângă Nadia Haidar și Răzvan Săicianu, prezențe constante în lotul de juniori 1 de caiac al României, se mai află în pregătire la lotul de cadeți Alexandru Ioan Mureșan, Andreea Alexandra Mureșan, Sara Triv și Alexandru Filimon.